Și sunt în vigoare mai multe alerte de cod galben. Doamna Romica Jurca este alături de noi cu harta actualizată. La ce ne mai așteptăm, doamna Jurca? Bun găsit! Bun găsit! Sunt în orări la această oră, averse și descărcări electrice în bună parte din Transilvania, dar mai ales în jumătatea vestică a acestei regiuni. Au ajuns și prin nordul, nord-estul Olteniei și a fost emis un cod galben de ploi torențiale grindină Bijelii, care va fi în vigoare până la ora 3 la noapte, deci după miezul nopții, în Transilvania, în mare parte din Moldova, în zonele de munte și în nordul Munteniei. Sunt de așteptat în intervale scurte de timp cantități de apă mai mari de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat, dar astfel de fenomene și s-ar putea cu un grad chiar mai ridicat de violență sunt de așteptat și în celelalte regiuni, dar pentru intervale mai scurte de timp și pe arii ceva mai restrânse. De altfel, fenomenele de acum din Transilvania foarte probabil vor ajunge prin și în zona Banatului, mai diminuează ca arie, reîncep și în capitală ar fi condiții pentru furtuni în următoarele ore, puțin cu semnul întrebării, cel mai probabil mai după amiază diseară. Și de mâine începând, din formațiuni noroase ce se generează cu aport de umezeală de deasupra Mării Negre, vor mai fi averse și descărcări electrice, chiar intensificări de scurtă durată ale vântului. Este destul de greu de localizat unde vor fi prezente, dar probabilitatea ar fi mai mare începând de mâine în regiunile sudice și de sud-est, pe alocuri în centru și în continuare la munte, și reprize de ploaie vor fi și în zona litoralului, dar între mai multe sisteme noroase sau reprizele de ploaie vor mai fi și intervale cu soare. În ceea ce privește temperatura, regimul termic se va pondera, deși de mâine începând vor fi zone în care temperatura va mai avea și creșteri. Astăzi vorbim de o scădere de temperatură așa încât să mai fie caniculă sau mai ales disconfort termic la maxime de până la 35 de grade în partea de vest a țării, respectiv Arad, Timiș și Bihor, dar și în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, inclusiv în capitală. Mâine caniculă și disconfort termic, dar o caniculă totuși ponderată să fie în extremitatea de vest a țării, inclusiv până în Maramureș. Nopțile și diminețile vor fi din ce în ce mai plăcute, dar vara se va prelungi. Totuși să sperăm că va fi o vară mai ponderată. Din păcate, ploile când vin sunt locuri în care fac ravagii la distanțe mici, nu se întâmplă aproape nimic decât în orări, și ploile care se rezolve seceta încă trebuie să le mai așteptăm și multă vreme de aici încolo.